Dumneavoastră aveți așa un partid acum mai naționalist conduceți. Nu mai, chiar naționalist. Chiar naționalist, bun. I-am zis așa, mai elegant, mai naționalist. Cum, cum se trăiesc oamenii ăștia? Cum? Cu pensia asta, vă veți bate pentru pensia asta de supraviețuire? Veți încerca să-l convingeți pe domnul Cioloș, în experiența europeană a domniei sale, să facă ceva în sensul ăsta? Păi nu, mi-e teamă că în experiența europeană a domniei sale nu va face foarte multe lucruri pentru națiunea română. Dar aici este o altă discuție și probabil că o abordăm mai târziu. În 26 de ani, toate partidele care s-au perindat la conducerea României, rând pe rând, la guvernarea țării noastre, sunt în egală măsură responsabile pentru situația, nu numai a pensiilor care le vedem în ziua de astăzi, ci pentru cei 42% dintre români care sunt la limita sărăciei și pentru cei 37% dintre români care, scuzați-mi expresia, au WC-ul fundul curții. Asta este imaginea României de astăzi, după 26 de ani, în care s-au perindat toți pe la putere și constatăm astăzi că conduce tot un mare FSN. Și am văzut astăzi o unanimitate generală între PSD și PNL, cum am văzut și la instituirea zilei limbii maghiare, cum am văzut și la împărțirea României în, între PSD și PNL și UDMR prin legea alegerilor locale într-un singur tur de scrutin pentru primari, cum am văzut și la datul mâinii între PSD, PNL și UDMR la salvarea lui Valujan Buzganian sau al lui Lazlo Borbeli de urmărire penală. Sigur că se pot îndeplini toate aceste lucruri pe care le-ați prezentat dumneavoastră mai devreme, dacă nu Dacian Cioloș, dacă orice guvern al României, spre exemplu, ar lua niște măsuri în beneficiu și în interesul poporului român și al României. Și 9 dintre ele, 9 obiective vitale pentru România, astăzi, în calitate de președinte al Partidului România Unită, într-o scrisoare deschisă către viitorul prim-ministru, către prim-ministru desemnat Dacian Giulian Cioloș, i-am prezentat 9 obiective. Giulian sau Giulian? Giulian. De ce Giulian? Giulian, scuze, așa. Ah, că e numele francez. Da. Dacian Giulian Cioloș. I-am prezentat 9 obiective și în care i-am solicitat să-și asume public măcar 3 dintre ele că le va îndeplini pentru a beneficia de votul celor parlamentarilor PRU. Așa că suntem noi puțini în Parlamentul României. Da.